Cunoscutul realizator de emisiuni Doarna Iarpat, fondatorul primului post de radio privat din Baia Mare, Radio Galaxia, și colaborator al postului de televiziune Teleplus Maramureș, a încetat din viață la 79 de ani. A fost un om deschis și cald, care a adus lumină și bucurie în casele ascultătorilor și ale telespectatorilor. Sâmbătă a fost condus pe ultimul drum de către familie, prieteni, ascultători și telespectatori, care i-au fost fideli ani de zile și care s-au bucurat întotdeauna de prezența lui. A legat mulți oameni printre ei, citind mesaje de felicitare, mesaje prilejuite de zile de naștere sau onomastici. A legat oamenii între ei, a legat cerul și pământul între ele și a luat în serios misiunea de Pontifex. Chiar dacă Doarna Iarpat nu mai este emisiunea sa balsam pentru sufletel, a rămas în continuare în grila postului Teleplus, în semn de respect și amintire. Drum bun spre lumină, Doarna Iarpat.